Bună copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Un orb începe să vadă. Textul de memorat îl găsim în Ioan, capitolul 10 cu versetul 11. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Într-o zi de sabat, pe când Iisus umbla alături de ucenicii lui, a văzut un orb care cerșea lângă drum. Pentru că acel bărbat era orb din naștere, nu văzuse nimic niciodată, nu văzuse frumusețea unei flori sau cerul albastru, ori fețele zâmbitoare ale părinților lui. Lui Iisus îi părea tare rău pentru el. Evreii credeau că toți cei care erau bolnavi sau aveau probleme erau pedepsiți de Dumnezeu pentru că păcătuiseră. Ucenicii credeau și ei lucrul acesta, așa că l-au întrebat pe Iisus despre omul orb. Iisus le-a spus că omul era nevăzător, nu din cauza păcatelor lui sau ale părinților lui. Ideile lor despre Dumnezeu erau greșite. Apoi Iisus le-a spus, eu sunt lumina lumii. Misiunea lui Iisus era să îi ajute pe oameni să vadă cât de bun și de blând este Dumnezeu. Și avea să se folosească de acel nevăzător ca să le arate oamenilor dragostea și puterea lui Dumnezeu. Ce a făcut Iisus? Haideți să citim în Ioan, capitolul 9, versetele 6 și 7. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut o tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tâlmăcit înseamnă trimes. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Omul orb a ascultat imediat de Iisus, s-a dus la scăldătoare și a spălat noroiul de pe ochi și a putut să vadă imediat. Cât era de bucuros! A fost oare vindecat de pământ sau de apă? Nu! Puterea și dragostea lui Iisus i-au vindecat ochii ca să poată vedea. Când acesta s-a dus fericit acasă, prietenii lui au fost foarte surprinși. Nu mai erau siguri dacă el era într-adevăr cel care fusese nevăzător. După ce bărbatul le-a spus, eu sunt, le-a povestit cum fusese vindecat de Iisus. Prietenii l-au întrebat unde este Iisus. Dar bărbatul nu știa unde plecase Iisus. Când au auzit ce s-a întâmplat, fariseii s-au înfuriat. Credeau că nu era bine să-i ajuți pe oamenii în sabat, dar bineînțeles, Iisus nu făcuse nimic greșit. Fariseii l-au întrebat pe acel om, cum ți s-au deschis ochii? Așa că omul le-a povestit și lor despre Iisus. A făcut tina, mi-a uns ochii, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Fariseii au trebuit să recunoască faptul că Iisus fusese o minune extraordinară. Nimeni nu mai auzise despre un om născut nevăzător ca să înceapă să vadă. Dar fariseii nu voiau să creadă că Iisus era Mesia, așa că au încercat să îi facă pe oameni să creadă că Iisus era un păcătos și le spuneau că a călcat cele 10 porunci. Ce au zis ei? Haideți să vedem ce spune versetul 16. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era despinare între ei. Apoi fariseii l-au întrebat pe bărbat ce credea despre Iisus. Și le-a spus bărbatul, ia să vedem ce le-a spus în versetul 17. Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Omul vindecat credea în Iisus, nu e așa? O, sigur că credea în Iisus. Deci, fariseii căutau să demonstreze că Iisus era un păcătos, chiar dacă tocmai vindecase un om care se născuse orb. Dar omul vindecat le-a spus, Iisus este un proroc. Apoi, chiar dacă bărbatul era adult, fariseii au vorbit cu mama și cu tatălui. Ce i-au întrebat? Haideți să vedem ce spune versetul 19. Acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar de vede acum? Ce au răspuns părinții?
Haideți să vedem ce spun versetele 20 și 21. Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește. Știți ce au făcut farisei apoi? Au întrebat, cum ți-a deschis Iisus ochii? Omul vindecat era uimit. Nu le spusese deja? De ce le întrebau iarăși? Iisus vindecase un nevăzător în sabat și acel om povestea cum și ce făcuse Iisus pentru el. Răspunsul lui i-a înfuriat și mai tare pe farisei. Nu voiau să se facă ucenicii lui Iisus, așa că i-au răspuns, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise, dar acum nu știm de unde este. Ce-a răspuns apoi bărbatul? Haideți să citim versetele 30 și 33. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți ce, unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. L-a ajutat Dumnezeu pe acel bărbat să vorbească plin de curaj și cu calm despre Iisus. Da, l-a ajutat. În cele din urmă, farisei nu au mai avut ce să spună, așa că au tăcut. După câteva momente au strigat, tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi? Atunci l-au pedepsit și l-au dat afară. Iisus știa ce se îi se întâmplase. L-a găsit și l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Omul vindecat voia să creadă, așa că a întrebat, cine este Doamne ca să cred în El? Ce i-a spus Iisus? Haideți să citim versetul 37. L-ai și văzut, i-a zis Iisus. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Bărbatul a îngenunchiat imediat și s-a închinat lui Iisus spunând, cred, Doamne! Cine era într-o situație mai gravă? Omul care se născuse orb sau fariseii orbi care au refuzat să vadă că Iisus este Mesia? Deși fariseii îl urau pe Iisus, Iisus îi iubea și voia să îi ajute. Așa că după ce a terminat de vorbit cu bărbatul care fusese nevăzător, le-a vorbit fariseilor care stăteau acolo. De data aceasta, Iisus le-a vorbit despre oi. Oile sunt foarte neajutorate, nu-și pot găsi singure mâncare sau apă și dacă sunt atacate de animale sălbatice, nu pot scăpa. Iar atunci când se pierd, nu știu cum să se întoarcă acasă. Oile au nevoie de un păstor bun care să aibă grijă de ele. Dimineața, păstorul merge și își cheamă oile. Oile îi cunosc vocea și îl urmează. Le conduce la iarbă verde și la izvoare liniștită de apă. Dacă un animal sălbatic prinde un miel, păstorul îl salvează. Și când o oaie se pierde, ciobănașul o caută până o găsește și apoi o aduce acasă. Cât este de blând un păstor bun! Știai că oamenii sunt ca oile? Avem nevoie de cineva care să aibă grijă de noi și să ne ferească de satana. Cine este păstorul nostru? Haideți să citim Ioan, capitolul 10, cu versetul 11. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Iisus are grijă de noi cum un păstor bun are grijă de oile lui. Băieții și fetițele sunt mielușei lui și are o grijă specială de ei. Nu te bucuri că Iisus este păstorul tău și că ești mielușelul lui? Deci, cine este păstorul nostru? Iisus! Iisus știe totul despre noi, știe cum ne cheamă, unde locuim și cum să ne ajute. Ba chiar și-a dat viața să ne salveze de satana. O, cât de mult ne iubește! Dar există cineva care nu ne iubește. Vrea să fure oile lui Iisus și să le facă rău. Știi cine este acea persoană? Este satana și se folosește de oamenii răi care îl ajută. Vrea să le facă atât de multe probleme oilor lui Iisus, încât acestea să nu îl mai iubească și să nu mai asculte de Iisus. Acei oameni sunt numiți de Iisus hoți, tâlhari și lupi. Așa se comportau farisei. Nu îl iubeau pe Iisus și nu le păsa de oile lui. În
încercau să îi împiedice pe oameni să creadă în El, chiar dacă credința în Isus și ascultarea de El prin ajutorul Lui sunt singura cale de a intra în cer. Așa s-au purtat cu omul care fusese orb și la fel cu mulți alți oameni care credeau în Isus. Dar merg oile lui Isus după astfel de oameni? Nu, ele stau aproape de Isus și fac tot ce le spune El. Haideți să vedem ce găsim scris în versetul 4 și 5 din capitolul 10 din Ioan. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Omul care fusese orb era una dintre oile lui Isus. El credea că Isus era Fiul lui Dumnezeu și nimic din ce spuneau sau făceau farisei nu îl putea face să se răzgândească. Vrei să fii una dintre oile lui Isus? Poți fi, poți învăța să recunoști vocea lui Isus rugându-te și ascultând povestirile biblice. Iar când alegi să-L iubești pe Isus și să asculți de El, alegi să îl urmezi și să îl lași să fie păstorul tău cel bun. Te gândit, Gabriel, vrei să te ajut, te rog frumos, cu întrebările? Este bine să faci fapte bune în sabat? Ce fapte bune poți face sabatul următor? Omul cel orb a fost vindecat de saliva cu pământ? Sau de puterea lui Isus? Credea farisei în Isus? Dar bărbatul nevăzător credea? Tu crezi în Isus? Cum își ajută un păstor oile? Ce face Isus, păstorul cel bun pentru noi? Isus este păstorul nostru. Suntem în siguranță atunci când ne încredem în El și ascultăm de El. Ne iubește Isus foarte mult? Ce-i crezi, Gabriel? Ne iubește? Da. Acum, haideți împreună mânuțele și să ne rugăm împreună cu Gabriel. Iubite Doamne, îți mulțumesc pentru Isus care a murit pentru mine. Îți mulțumesc că Isus i-a iubit pe omul nevăzător și l-a ajutat să vadă. Îți mulțumesc că Isus este păstorul cel bun. Te rog, ai grijă de mine și să mă ajuți când am necazuri. În numele lui Isus, amin. Amin. La fel cum un păstor bun se îngrijește cu blândețe de oile și mielușeii lui, și Isus se îngrijește de noi. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!